sábado agora na cidade de Cuyanos de lá, very simple idea studios. Very simple idea studios. O estúdio é um de jogo forte e simples para você conseguir lidar. Tá. Simples que a mecânica de dar um ponto de Foarte mult. Dar totul la scară mare, adică tu nu intervii în combat, ei se vor lupta, știu sau nu, eroi se duce quest-ul. Deci tu ești la un moment când tu ești ca un fel de Dumnezeu. Da, ești Dumnezeu. Sau dacă vrei un fel de manager, sunt tot de jocurile de manager, football manager și toate astea, au trebuie la scară mare și oamenii joacă pe teren, dar da, dar tu nu te atingi de asta. De behind the scenes. Foarte, foarte interesant. Acum, ai spus că are mult content. Poți să zici câte ceva din contentul ăsta? Ok, de la chestii cele mai simple, construiești research și armată, avem inclusiv de eroi, care pleacă și fac quest-uri, și niște povești quest-urile alea, toată dată vreau să ne povestea jocului. Poți cum să poți să exploreze teritorii noi și vin în apropiile feluri de de obișnuite ce le-au văzut pe acolo, copaci vorbitori, unicorni de privați și... Deci, lumea e ca în Lord of the Rings, e foarte fantasy, nu e da, este fantasy. Ok. Încercați să faci un univers fantasy pe care o să ne folosim și în următoarele jocuri ca lor. În următoarele jocuri? Da. Perfect. Asta vreau să aud. În viitor, cât timp aveți în dezvoltare jocul? Lucrăm cam un an, dar lucrăm la el în timpul liber. După muncă avem joburi care nu au nimic de a face cu industria de gaming și na, tot timpul ai timp, mai energie, da, știu de cum reușești, dar încercăm și cam una are. Tu și încă câți oameni mai lucrați? Încă un om, colegul meu Alexandru, care se ocupă de partea creativă. Acum descrie lorul, evenimentele, textul de quest-uri, foarte mult din contentul nou este făcut, creat, imaginat de el, doar cu instituție de mine. Eu mă ocup de programare, design și puteți conexe, iar pentru grafică, momentan, freelance. Ok. În ce scrii cod? În C-Sharp, este făcut de Unity, mă programăm în C-Sharp. În Unity? Da. Nu mă așteptam. Este foarte ok. Chiar dacă este doar puțin de spus 2D, se prețează foarte bine Unity-ul la chestia asta. Ce jocuri te joci? Și bănuiesc, ce te retenia să faci un joc atât de idle, să zic așa? Da. Vreau să spun că joc strategii, mai puțin în ultimul timp. Visul meu, în ghilimele, este să fac City Builder-e, cum erau cele vechi, Caesar, Zeus, care au problemă. În ziua de astăzi joc jocuri mainstream, League of Legends, Overwatch, care a fost acum, Diablo, dar, aha, văd că chestiile astea, Dark Souls 3? Nu vrei să fii... Ok. Foarte bună execuția cu Dark Souls. Ok, ce vreau să zic? Deci eu jocuri de-astea, City Builder, vrei să faci? Vreau să te întreb. Eu personal am jucat când eram mic SimCity 4. Mi s-a părut foarte greu. Și acum l-am luat de curând și mi se pare la fel de greu. În comparație am jucat și SimCity ăsta care a apărut acum de curând în cel online. Da, cel care a apărut acum câțiva ani, foarte bine. Și mi se pare mult mai ușor. Crezi că asta, faptul că se schimbă, devin gamerii mai, nu știu, nu vreau să spun mai proști, dar devin gamerii mai încet la minte. Încet la minte. Totul trebuie să fie mai rapid, totul trebuie să fie explicat mai ușor. Avem mai puțină răbdare și eu mai puțină răbdare. Deci nu mai joc așa de concurent strategii fizică înainte, nu am aceeași răbdare. Asta este, tutorialele sunt mult mai complexe și mult mai bine implicate astfel de lucruri să nu simți că ești ținut de mult și doar să ajute pointere. Există o care piață pentru jocul genul ăsta și de la Paradox, de exemplu, au cătoare extrem strategii în care faci, dar nu ești fan care o trebuie interactiv, da. Cei care au făcut magica? Care fac că consider eu cu Universal, ei s-au spus acum din Stellaris, s-au spus acum din Opti-Opia de atunci. O să ne uităm. Gata, ei fac câteva jocul genul ăsta care nu le ține mână, au un gen dar pentru mare nișa, dar acolo.
anul cu schiul de balante. Nu o să fie ceva mai de simplu, dar nici complex, să spun că sunt schiul magic, că nu faci față. Cel actual este destul de simplare, cu ponte, multe mecanici, dar de treptat, sunt s-o tot ponte de la început. Nu de treptat, în punctul în care foarte bine, pentru mine am observat grafica e foarte... Nu, vreau să spun originală, pentru dar asta, dacă era cu câțiva ani, era foarte original, dar acum e boom-ul ăsta de da. Pixelated Games. O făceam eu și cam asta puteam să înțeles. Cât a fost în joc de proșa răsă să fie? Ce desă? Într-un proiect de schemă grafic 2 este Free, sunt toate Connect. Mă gândeam ceva, un Corel sau un Photoshop. Aha, pixel, pixel cu pixel? Da, dar, da. Acum s-au început să grafică freelance, în timp, nu știu cine este gata, grafica și nu știu ce vreau sau mai cumpăr. Și o să apelatez. Deci, freelance-ul ăsta te ajută freelancer din România sau tine? Din România, susții și creșterea asta. Sunt de chestii din afară, am mai cumpărat anumite pack-uri și de-astea prin mail. Le-am luat de bune și asta e, aha, de la din afară, la store. Dar, în general, pentru discurile dedicate, de că am făcut noi, dar nu se aduce în România. Poți să zici în ce direcție vrei să duci jocul la modul o să-l scoți și asta o să fie sau o să mai adaugi content? Avem content foarte mult plăuit. Acum... Plăuit, dar plăuit, da. Și de dezvoltare. Acum, dacă o să împăcăm pe tot sau doar o parte, nu știu, dacă va fi interes, dacă mi-a jucat, dacă așa, da, o să împăcăm, dacă nu, mai ales că mult din el vine în continuare, vine către empty, așa, mă așa, dacă nu s-a făcut, dacă nu s-a făcut acolo, dar nu știu. Cât îți ies ajung la un oraș de niște endgame level? Să vezi absolut tot din joc, nu stai să te bază cu... Nu, mă refer în ore de joc și cum la schimb îți arată, ai jucat 5 ore. Da, ce să mă gândesc, să-mi dau seama, dar nu știu să este. Oricum, vreau să știu, peste 20 ore? Da, a, sigur. A, ce perfect. Peste 20 ore. Deci, ce o duce e faptul că mi-ai zis că el strânge resurse și dacă, e, dacă tu da. Nu ești în joc, nu doar dacă e în vară, ca și da, dacă e online da. De tot. Asta mi-a plăcut foarte mult. Și cu Dead Rising, cam asta e ideea, să nu simți neapărat că pierzi dacă nu ești la plus, dacă nu ești. Da, așa de compensare, să spun. Când e 3 dimineața și te gândești că trebuie să te curci pentru că mâine da, ai ceva important, el se supără. El nu se supără, ok, foarte bine. Încă ceva. Am o să că aveți un iPad cum mi-ai arătat acel, acele segmente de text foarte lungi, nu mai știu cum se mai bine numele, ziare, da, ziare da, din joc. Da. Inițial nu aveau poveste jocul, atunci am confruntat la el, am început să băgăm și elementele lor, să posturăm lumea, evenimentele majore și tot așa. Când ajungeam câte puncte ale jocului, primești un ziar în care se povestesc evenimentele importante ce se întâmplă. De exemplu, când descoperi prima oară Ligia, mai avea un fragment despre Ligia din joc, deci la război la fel. O întrebare, ai zis că descoperi religia. Bănuiesc că sătutul tău, orașul tău are o anumită religie, dar interacționezi cu alte orașe, cu alte state care au da. La modul să interacționezi și o să ai conflicte cu ele? Da, te pot zica unuia sau unuia din ce ați spus de jocului. În momentul în care doresc să ieși la război, să ieși la alte orașe, fiecare orășel are, evident, un zeu la care se ieși. Dacă ai avut același zeu, poți să-l convertești, o parte din oamenii vor să vină la tine dacă au un zei de ritmul care au cruciată pe ceva lor și ai anumite bonusuri când îi ataci, etc. Bănuiesc, dacă tu ai un oraș mai mic și dai de un oraș mai mare cu același zeu, bănuiesc că nu prea poți să convertești lumea, să ia cruci de la... O să fie foarte greu, dacă este mai mare decât tine, nu o să prea ai resurse, inclusiv pentru o resursă în joc. Aha. Și ca să-i convertești pe un anumit mod de credință, la cor și este prea mare, nu o să prea ai șanse. Deitățile, îți dau și ele ceva care sunt speciale, îți dau da. Abilități speciale? Fiecare deitate are o temă și fiecare are 5 abilități unice, pe care tu le poți accesa ulterior după ce te-ai primat lot. Spunem așa, fiecare pe timp și le poți folosi, adică câteva charge-uri fiecare, adică poți spune în urmă odată. Și automatic, unul este mai cel de război, unul mai este știință.
descoperi religia, ai ce s-a dat putere din descoperi războiul, ai ce s-a prăzut în așa. Da, știu că nu te-a spus nimic că descoperi războiul, dar... Nu mă gândesc să descoperi religia și după aia descoperi războiul, știi? Da, da, chiar o fel. Tu descoperi pari, lumea, religia și după aia războiul. Aha, toate sunt legate. Da. Jucați-vă, să vă placă, sper, nu vă simțiți dacă îți pare că am venit foarte la ce sau prea multe numere. Poți să vă mulțumesc. Și acum, ca o ultima întrebare, câte dau la doilea respectiv? Câteva minute. Câteva minute, perfect. O să vă aveți o mie, mulțumesc.